probleme contracte pe viitor sunt doar pentru lunile noiembrie și decembrie probleme, în sensul că în noiembrie și decembrie nu avem resurse cu care să plătim salariile respective și atunci am decis să-i trecem în șomaj pentru 2 luni și din ianuarie să reluăm contract. Este singura soluție de protecție socială pe care o am la îndemână, asta nu există. Salariul unui asistent este de 800 de lei pe lună, iar efortul bugetar pentru plata salariilor până la sfârșitul anului ar fi fost de încă 230.000 de lei. La alocarea bugetară pentru anul 2013, Ministerul Finanțelor Publice a previzionat cheltuielile doar pentru primele 10 luni ale anului. O variantă alternativă ar fi fost ca administrația locală să susțină salariile asistenților din fonduri proprii, însă cum visteria primăriei este aproape goală și nici surse pentru fonduri suplimentare nu s-au găsit, s-a luat măsura asistării temporare a contractelor de muncă.